Salutare, prieteni! Suntem la Castelul Bântuit, de lângă Piatra Olt. Am ajuns aici în zonă întâmplător și am zis să vizitez acest loc. Sincer, am uitat un pic înăuntru și să încep filmarea de aici de afară. Deși e ziua, totuși locul e destul de înfiorător. Din ce am văzut eu pe la alți vloggeri care au fost aici, nu mi s-a părut chiar atât de înfiorător. Dar intrând în curte așa aici, știind cam ce ar putea fi aici, parcă te așa un mic fior. După cum vedeți, aici scrie accesul interzis, proprietate privată. Eu tocmai am văzut, înainte să intrăm, am văzut o căruță care a ieșit de aici. Problema mare, nu știu dacă o să pot să intru înăuntru, este faptul că locul e plin de albine. Hai să vedem dacă totuși dacă pot să intru. Asta e curtea, așa arată curtea. Da, vedeți? Asta este curtea. Totul e potrivnic azi. Începe și ploaia și sunt și albine. Hai că ploaia ca ploaia, dar albinele, bă frate, eu nu intru pe aici. În beciul ăsta aici nu intru, că mi-e frică de albine. Hai să vi-l arăt un pic, deși cred că l-am mai văzut și prin alte vloguri. Hai că o să intru un pic răuntru, dar aici în ăsta nu intru. Sper să nu calc în vreun hândel pe aici, să nu mă bântuie albinele. Mamă, deja se simte un miros nașpa, frate, ia uite. Mamă, ce sunt albine de alea mari aici. Mamă, frate, ce oră pute, a căcat pute. Asta e cale ca să vorbim în... termeni mai frumoși. Bă, să aud păsări pe aici. Bă, frate, e chiar că locul, dacă vii pe aici, eu sunt sigur, mai sunt câteva mașină de aici, mă, să vină. Sincer, mamă, ce urât pute, bă. Locul e destul de înfricoșător, da. O să încep să aprind blițul pe aici. Ia să vedem cum pot eu să aprind blițul în timp ce și filmez. Hai că merge, merge și blițul. Peluza nord. Ia te frate, ia pe aici ce. Bă, ești nebun. Hai că nu-i chiar așa scary, mă frate. Nu-i chiar așa scary locul. Dar au venit, s-au făcut nevoile pe aici. Oamenii s-au așa și pe dincolo. Acum nu știu cât e de rezistent locul ăsta să urci pe sus pe acolo. Cred că totuși nu e chiar atât de rezistent. Și aici văd că e din lemn. Probabil că e mai interesant să vin noaptea decât ziua pe aici. Așa arată ăsta sus, aici. Am auzit, știți cum, atât dracu, mai bine să fac. Da, sus nu prea e cum să ajungi, că e foarte, e foarte șubre loc. Și pe urmă cine știe dracu mai e, casele aici zonă capul. Am ieșit afară să le iau prin spatele lui pe aici, să vedem ce mai vedem noi pe aici. A? Nu prea ai ce să vezi pe aici. Bălămidă, bălării și atât. Bă, ci că ăsta a fost al unui boier de aici. Sincer, povestea n-am citit-o, am văzut, doar am vrut să vin să văd cât e de scary. Dacă vii singur, într-adevăr, e scary, dacă vii singur. Și dacă vii noaptea, la fel, probabil că e scary, e și mai scary ca ziua, da? Dacă n-ai ști că locul ăsta e bântuit, n-ar avea ce să te sperie. Așa, am băgat farurile la mașină să și văd aici, pentru că s-a negrit cerul, mă, frate. Două ploaie acum, cred. S-a negrit cerul, dar aici... Ce dracu, că nu frâie nimic aici, e beciul ăsta domnesc. Și în rest, credeam că e cineva pe aici, mă, și speriam, mi-a sărit inima. În rest, nu prea e ce să faci pe aici, ce să vezi. Că e prea întuneric. Să cobor jos acolo, nu cobor, că n-am curaj. Chiar nu cobor acolo. Hă? Să cobor? Ce să fac, mă, frate, să cobor? Cine și-o fiși pe acolo, mă sperii pe aici, dracu?
Da. Băi, cam ăsta e, așa făcut pe repede înainte. Văzut acest conac bântuit. Ups, m-a gândit o dată o frunză, m-am tresărit. Ăsta a fost castelul bântuit de la Piatra Olt. E pe repede înainte, cumva nu prea ai ce să faci mai mult de atât decât să intri un pic în el și să te uiți la el. Nu mi se pare chiar atât de scary. Hai să-l mai prind un pic și imaginea să se vadă. Nu mi se pare, probabil că dacă vii noaptea, e și mai scary. Acum eu știu ce se întâmplă aici, am avut câteva tresăriri, am auzit câteva zgomote, dar cred cumva, cine știe, păsări sau eu știu altceva. Vă închid acest vlog aici, semi-vlog să-i zic așa. Deja am văzut pe cer un fulger și începe ploaia din ce în ce mai tare. E cumva puțin exagerat locul că ar fi bântuit sau că s-ar vede ceva pe aici. Ferestre, ce dracu, la ferestre nu se vede absolut nimic. Dacă vreți să vă convingeți că aveți ce vedea pe aici, bântuieli ceva sau alte chestii, veniți până aici. Dar...